Sfinții apostoli Petru și Pavel au fost sărbătoriți și de românii din Trondheim, Norvegia. Credincioșii parohiei Cinstirea Icoanei Maicii Domnului, una dintre cele mai nordice parohii ale Scandinaviei, au participat astăzi la Sfânta Liturghie Arhierească. În ziua de cinstire a Sfinților Petru și Pavel, preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, i-a binecuvântat pe credincioșii români din Trondheim, orașul de unde a pornit creștinarea vikingilor prin regele martir Olav. Sfânta Liturghie a fost săvârșită în Biserica Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Luminează Întunericul Sufletelor Noastre și Sfinții Voievozi Ștefan cel Mare, Neagoe Basarab și regele martir Olav al Norvegiei. La finalul slujbei, ierarhul a oficiat taina Sfântului Botez pentru un copil al unei familii de norvegieni ortodoxi. Copilul, al cărui tată este ipodiacon al Bisericii din Trondheim, a primit numele Johan Nathanael. Preiubiții mei, cu mare emoții și bucurie am revenit aici, în Trondheim, care este numit orașul luminării vikingilor, Ierusalimul duhovnicesc al Scandinaviei. Și nu întâmplător am săvârșit dumnezeiasca liturghie și taina Sfântului Botez la această prăznuire a Sfinților Apostoli Petru și Pavel, a căror urmași, iată, pe urmele lor, urmându-i întru totul, au săvârșit apostolat, iar Sfântul Rege Olaf și cei împreună cu dânsul care i-au luminat pe vikingii de odinioară sunt supranumiți noi apostoli. Iată, doi oameni simpli, Petru și Pavel, un pescar și un făcător de corturi, au schimbat fața întregii lumi, iar ei împreună cu ceilalți din ceata apostolilor au fost urmați de noi apostoli de-a lungul timpului, iar apostolatul pe care l-au împlinit înaintașii noștri, îl împlinim și noi astăzi în aceste vremuri grele și mai cu seamă în aceste locuri, fiindcă iată, nu întâmplător, ci proniator, am botezat astăzi un copilaș în familia drept măritoare unor norvegieni, iar nașul a fost tot norvegian. Sunt tatăl copilului Iacob Nathanael, pe care preasfințitul nostru părinte episcop Macarie l-a botezat astăzi la sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, dorind ca împreună cu acest copil, cu soția mea Merlin și cu ceilalți copii pe care ni dorim și nădăjduim că Dumnezeu ne va dărui să facem apostolat în aceste locuri secularizate ale Norvegiei luminate, odinioară de Sfântul Rege Olav. Este o mare bucurie și onoare să fiu naș de botez pentru prima oară aici în Trondheim, orașul Sfântului Rege Martir Olav, luminătorul Norvegiei. În vechime Nidaros, unde el a viețuit și a luminat pe vikingi, iar mai apoi a primit cununa muceniciei. Este o mare responsabilitate de a fi naș pentru a-i ajuta pe copii să meargă pe calea lui Hristos. La final, credincioșii au primit din partea ierarhului mai multe daruri.